Și astăzi o să-mi aleg la ce ore o să plecăm în excursie pe 10 iulie. Și ce o să facem? O să scriu ca să nu uit. Și la ce oră trebuie să plecăm de acasă, să mergem la grădiniță, dacă mai avem timp, și să mai ajungem la grădiniță, să stăm în ea câteva minute și să scriem. Deci, mama, poți să mă ajuți? Deci, cu ce? La ora 5 plecăm. La ora 5, da. Mergem la grădiniță. Să înțeleg că tu îi faci programul, dă-mi te rog foaia, tu îi faci programul doamnei educatoare. Sau este o propunere de program? Nu, mami, plecăm la... Nu plecăm la 5 cu tramvaiul ăsta, cu ce merge. Să plecăm de acasă și să așteptăm la grădiniță. Nu, așteptăm. Deci la ora 5, păi și trezirea? Păi și trezirea o pune. Și bagajul? E, nu, ne sculăm la ora... Nu spune. Aranjează-ți rochița, te rog. Și stai un puțin, să punem ora la 5. Trezire. Telefon, da. Deci, ora 5, trezire. Nu. Și inci la 5 jumate plecăm. Da, la 5 jumate plecarea în fața grădiniței. Plecarea, de fapt, spre grădiniță. Da, spre grădiniță. Să scrii cu litele. A, perfect. Și stai un pic să scriem și ce o să mănânc dimineață. Deci, un sandwich. Un sandwich, da. Cereale cu lapte. Ce? La 5 dimineața mâncăm un sandwich și cereale cu lapte, da? Nu, nu. Avem acolo... Păi nu sunt dălea acolo. Cum a fost data trecută. Sunt dălea așa care se dau jos și pui și-o mănânci. Da, și deci tu practic ăsta e meniul pentru... Dimineața. Dimineața pe drum. Da. Și cerealele cu lapte, tu ce părere ai? Sunt indicate? Da, sunt indicate. De ce? Că așa se mănâncă micul dejun. Ai dreptate, așa se mănâncă micul dejun, dar într-o excursie? Păi punem în... A, un ceai cu fructe de pădure. Un ceai cu fructe de pădure. Să nu mai notez cereale cu lapte, că n-am cum să mănânc. Trebuie să iau castronul, lapte, fierbinte. Așa. E complicată poveste. Da, așa. Scrie. Așa. Deci un ceai cu fructe de pădure. Păi ți-l faci de acasă sau oprești tu la OMV? Și. Și? Da. Păi mai iau și la 12 un ceai. Și la prânz un ceai? Da. Și la de la OMV. Așa. Și dacă nu oprește domnul șofer la OMV, ce faci? Păi merge... A, și stai un pic. Și ceva, un măr. Un măr. Ce spunem noi mereu despre mere? Ce face un măr? A spune doctor pe zi. Așa spune doctorul. Un măr pe zi ține doctorul departe. Da. Și stai așa să nu mai gândesc. Să-mi iau și niște jucării și să fac și niște activități pe drum. Cărțile de la grădiniță. Cu cine vei merge în excursie? Cu bunica mea. Cred că vă să mă cutați. Și nu știți unde o să mergem decât eu știu, le-a zis doamna. Și dacă eu și tati o să te urmărim? Da. Ți-ai dorit lucrul ăsta? Da. Dar dacă ai examen? Dacă nu mă înșel, pe 10 iunie chiar cât am examen la Pitești. Da. Mami. Da, mami. Noi suntem mai mulți copii. Câți copii suntem? 20. Ce da? Nu, 20.
28, dar nu știu dacă vor merge toți. Nu, nu toți o să merge. Atâta am zis și o dată. Poate să fie mai scăsuți. Stai puțin că ne sună tati. 2 secunde. Tu vorbește, îl sun și îl întreb. Eu filmesc. Și acum o să zic, să vedem, mă mai gândesc. Mami, dacă mă culc, ce fac? Mă trezește, bunii mă trezește când ajung? Da, există și posibilitatea să adormi. Dacă mă scol la 5. Bunii la 5 va fi la noi? Sau dacă doarme la noi? Ar fi bine? Ar fi bine să doarmă la noi. Da. Dacă nu trebuie să meargă dimineața, tati să o ia. Complicată poveste. El se trezește la 8 și după aia se culcă. Asta dacă nu-ți facem un mare prank și te urmărim. Stai așa și creioane dacă scriu. Creioane. Da, sunt convinsă că tu, în loc să stai împreună... Și niște jucării. Ce vei face tu cu jucării? Pe drum. Dar de ce mergi tu în excursie? Ca să te joci pe drum și să faci activități? Nu, dar pe drum până ajunge ce faci? Ascultați muzică, vă bucurați de peisaj, vă bucurați unii de alții. Mami, pentru... dar eu vreau să stau lângă o colegă. Vă stai lângă o colegă? Da. Se poate întâmpla și asta. Da! Părinții ăsta stă pe un rând și copii pe un rând? Nu știu, pentru că vor fi foarte puțini părinți, dacă nu mă înșel, 4 părinți. Cu bunii 5. Nu, bunii. M-am trecut eu pe listă, dar eu nu voi merge. Voi rămâne cu Mara acasă și o voi trimite pe bunii în locul meu. Sau tati. Știi că tati nu-i plac excursiile. Păi nu vrea să o lărească și să călărească niște călduți? E posibil ca gabaritul, greutatea lui tati să fie mult prea mare. Da, părinții o să se uite la noi. Da, mami, părinții se uită la voi. Este imposibil ca părinții să se urce pe cei căluți. Și stai un pic să mă mai gândesc. Și o să o lărăși, o să mergi și tu la olărit? Da. Toți copiii merg la toate activitățile. Nu? Ba da. Ai mai olărit până acum? Nu. Dar știi despre ce este vorba? Nu. Ba da. E din lut. Adică dintr-un fel de pământ. Ca plastilina. Unde mi-ai văzut asta? Sau ți-a mai povestit cineva? Da. Mi-a mai povestit cineva. Cine? Mami cu tati. Mami și tati? Da. Și parcă ai văzut tu și ceva la Gașca Zorli. Ce-a văzut? Cum au mers copiii la olărit. Da, da. Știu. Și l-au și pictat. Da, ai văzut, după aceea le-au pus la un cuptor. Da. E chiar această activitate. Și o să filmezi ce faci în... Da. În excursie? Da, desigur. Să vedeți voi. Să urmați pașii. Stai să mă mai gândesc, că poate ceva. Un pluș. Nu mai gândesc eu ce plus îmi iau, dar să scrie în plus. Mami, dar n-ai notat toate care ți le-am zis? Nu le-am notat pe toate? Nu. Uite, nu
notez plus. Un plus și am mai pus ceva. Nu? Ce? Creioane parcă ai scris? Da. Un telefon. Telefonul meu. Ce vei face cu telefonul? O să mă uit cum e vremea pe aplicații. Așa. Fotografii vei face? Da. Dacă ninele trimit la bunici. E vară. De ce să nu, dacă e vară? Pe 10. Pe 10 iunie, de ce să plouă? Sau... Dar trebuie să fie soare. Și poate te mai sun pe tine, pe tati. Și dacă eu sun la examen? Îl sun pe tati. Că-i la examen. Îmi zici dimineața, că ai examen să nu, și eu îl sun pe tati. Și după aia mă sun tu ca să vorbim. Hainuțele sunt pregătim. Să mă gândesc. Îți amintești că data trecută în vacanță, în excursie, Gheozdanelu să te-ai murdărit. Îți mai amintești? Da, Gheozdanelu să punem lucrurile. Scrie Gheozdanel. Scriem Gheozdanel? Da. Unul mare. Dar nu Gheozdanul ăla altă mare de tot. Eu propun să luăm un troller. Încerc să mă îmbrac. Niște pantaloni scurți, două perechiuțe, două tricoașe și două perechi de ciorapiori și două perechi de încălțăminte și două perechi de corpeluțe. Că dacă mă murdă... Nu, trei perechi din care le-am zis. Că dacă mă murdăresc, taia să nu mai mute. Vreau patru, din toate. Că dacă mă murdăre la toate activitățile. Să înțeleg că vei lua în calcul sugestia mea și vei lua un troller. Da. Trollul ăla mic. Trollul ăla mic. Se aude Mara plângând. Bunii încearcă să o culce. Și cosmetică. Și cosmetică, e... Esențial, întotdeauna trebuie să arătăm bine și să avem grijă de imaginea noastră. Scrie. Cosmetică. O să decupăm fișa ca să rămână spațiu. Mara plânge. Eu zic să oprim dialogul nostru și să facem liniște pentru că o deranjăm pe domnișoara Mara. Pa, 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 ne vedem în vlogul următor.